Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Inteligența artificială la treabă ca să combată risipa de mâncare din avioane și estimează că o să scadă cu 63%, ceea ce nu-i puțin. În kilograme de mâncare înseamnă că nu se vor mai pierde 100.000 de kilograme pe an. Dar asta nu știu dacă o să facă mâncarea mai comestibilă sau nu. Corect, asta vreau să zic. Da, și parcă vezi că în dimineața asta am mai avut un subiect cu inteligența artificială și unul cu mâncare și acum avem practic un hibrid. Avem inteligența artificială plus mâncare. E adevărat. Uite, programele de inteligență artificială permit companiei, cu ocazia asta, să anticipeze cu mai mare acuratețe numărul de pasageri care se vor și urca în avionul respectiv și astfel vor trebui hrăniți cu ce sunt ei hrăniți de obicei, în principiu mâncare. Mai exact, nu toate rezervările se concretizează și există o radă de no-show la fiecare zbor, adică pasageri care nu se prezintă la porțile de îmbarcare. În funcție de clasa de călătorie, aproximativ între 3 și 5% dintre pasagerii rezervați nu se vor prezenta la timp la zbor, iar sandwich-ul lor cu șuncă ajunge la gunoi. Ai, moment, stop! De ce așa? Adică nu mai civilizat era. Bă, nene, mai avem 3 sandvișuri. Vrea cineva încă un sandviș? Crezi că era o problemă să găsești să le dai? Dar vezi că și ăștia preferă să arunce decât, bă, să facă un gest pentru niște cetățeni. Luați-vă sandvișurile astea. Oricum a ajuns mâncarea asta de avion o mizerie. Cred că ăsta e subiectul principal pentru noi. Acum, ce a ajuns mâncarea de avion? Mai bine nu mai dai deloc ca Taromul. Mi se pare mai cinstit. Taromul nu-ți mai dă tată nimic. Nu-ți mai dă pe cursele interne, dar cred că pe cele internaționale n-am mai zburat de mult. Nu-ți mai dă nici pe cursele internaționale. Serios? Da. Am zburat eu cu ei anul trecut la Madrid. Ochiun, și vezi că e zbor lung, de aproape 4 ore. Adevărul că ultima oară când au avut mâncare era chiar un sandwich de asta. Era un sandwich obidit. Da, pe care l-am refuzat. Adică nu mă așteptam ca vreodată în avion, nu știu de ce, de fiecare dată când, poate aveți și voi senzația asta, de fiecare dată când mă urc în avion, am senzația că trebuie să mănânc ceva. Deși abia am mâncat acasă sau eventual am mâncat ceva și în aeroport. Da, asta e ceva ce eu n-am înțeles niciodată. Inclusiv la tine și la Vlad, când am mai călătorit pe aici colo împreună, ăștia doi când ajung în aeroport, primul lucru vor să bea o cafea. Da, deși acolo cafea costă de între 5 și 10 ori mai mult decât oriunde în altă parte. Adică poți să bei cafea la un bar înainte, la o cafenea înainte să pleci spre aeroport. E bună, mă, cafea în aeroport. Du-te, mă, de aici, o porcărie. Alea, tot ce e în aeroport este și scump, foarte scump și, în general, prost, că oamenii duc profiturile la maximum. De asemenea, n-am înțeles aia. Pleacă avionul și după 10 minute începe aia. Vreau și eu niște chipsuri care costă tot așa. E prețul ori 10. Tu, acum, având posibilitatea să vii cu absolut orice de mâncare, mai puțin lichidă, dar acasă. În orice, adică dacă chiar știi, bă, nene, eu când mă sui în avion mi se face foame. Ia-ți, mă, tată, de la supermarket o pungă de chipsuri, o ciocolată, un sandwich, ce vrei tu să mănânci, decât să cumperi, mai ales în astea low cost, care îți oferă și foarte puține variante și foarte scumpe. Dar ai mâncat vreodată ceva în avion, ceva ce ți-a plăcut? Da. Ce? Dom'le, am mâncat un curry. Serios? Foarte bun, da. Ai prins? Pe ce companie? Adică unde mergeai? Singapore Airlines, care e și... Ne cerem scuze, n-am ajuns acolo, așa? Numărul 1 mondial la ora actuală. Dar și acolo, și astea, companiile astea de top, și astea au început să facă rabat. Că toată lumea caută să ciupească bani de unde poate, știi? Eu țin minte, când am fost în urmă cu 7 ani într-un zbor mai lung cu Turkish Airlines, la un moment dat m-am dus până la toaletă și am ajuns în spate la ei, un fel de bar. E zona aia de unde pleacă, pregătesc toate astea, cărucioarele alea cu mâncare, știi? Mănâne, și acolo aveau o prăjitură cu un fel de pandișpan cu vișine, așa, la discreție. Mă, cred că am mâncat un kil. Serios? Dar poate era pentru tot avionul. Nu știu, băi, cine era. El era pus acolo, era gustare. Băi, știi cât de bun era? Eu mi-aduc aminte că am prins odată pe un zbor, dar cu foarte mulți ani, adevărat, somon la cuptor. A, nu mai există așa ceva. Deci era... a fost un deliciu. Da, da, da. A fost un deliciu, nu venea să cred. Era, cred că, tot un zbor spre Spania sau Italia undeva. Nu, tati, acum... Dar acum foarte mulți ani. Deci, zborul ăsta al meu în Turcia se petrecea acum 6 ani și Și în urmă cu 2 ani am fost într-un alt zbor intercontinental, tot cu Turkish, și m-am dus acolo, că știam că e pandișpanul acolo. Ce-ai prins? Nu mai era nimic. Nu că n-am prins. Probabil, nu mai puneau ei la dispoziție. Probabil că au prins de veste după ce le-ai mâncat toată mâncarea. Snack ceva... Și mi-a dat o punguță cu niște spanacuri, nu, ceva incomestibil și am renunțat. Am înțeles. Te-au văzut că urmează să te îmbarci în avionul respectiv și au pus doar legume, probabil. Da. Erau vremuri când se mânca a la carte în avion. Erau vremuri când se mânca mâncare de top, dar atunci era și foarte scump avionul. Era o chestie mult mai... Ați prins vremurile alea? Ați mâncat ca lumea în avion vreodată? Sau poate lucrul ăsta se întâmplă și acum pe anumite companii, pe anumite destinații și nu știm noi. Exclus. Ce ați mâncat cel mai bun și mai bun și mai bun și mai bun în avion vreodată? Dați-ne și nouă, uite, mesaje 0728 3 de 1 3 de 2, dar spuneți-ne și pe ce combinație, pe ce, companie, pe ce cursă, da. Și de asemenea sunați-ne la 0372069599 și faceți-ne poftă. Ce ați mâncat cel mai bun și mai bun și mai bun în avion? Și când? Și unde mergeați? Detalii de genul ăsta, că poate ne luăm și noi un bilet cu ocazia asta. Renunțăm la cafeaua din aeroport și mâncăm în avion. 0372069599. Cel mai bun meniu de pe avion. Mi-aduc aminte că la un moment dat am putut să comand înainte să mă urc în avion un meniu, era la Blue Air. Aveai posibilitatea asta și te legeai, aveai vreo 3 variante, te legeai una dintre ele și îl găseai în avion. Îl plăteai, evident. Altfel nu se putea. Hai să vedem, uite, avem foarte multe mesaje și foarte haioase în dimineața asta. Mai băieți, mi-ați adus aminte de o linie aeriană de la Moldova, dacă mai știți voi, de Carpatair. Așa. Țin minte că zburam Amsterdam, Cluj sau München, Cluj, și serveau tocăniță de pui, paprikaș de pui cu mămăliguță și castraveți murați. Deci erau străinii morți. Se lingeau pe bot, era extraordinar, exact ca la mama acasă. Din păcate nu mai există Carpatair, dar au fost minunăție, minunăție. Tocăniță, uite, la asta am așteptat, tocăniță în aer. Ba merge, că și ăștia scumpi servesc, cum spuneam, cării și lucruri de felul ăsta, mâncăruri cu sos, vită cu sos, fel de mâncăruri cu sos. Ai văzut că Tarom, în mod special, pe vremuri amesteca, aveai și un soi de mic dejun, că îți dădeau unt cu pâine și cu un gemuleț și eventual o mâncărică de ceva, adică era o combinație tare ciudată pe care și toată lumea mânca, adică acasă n-ai fi mâncat niciodată combinația aia. Și Turkish, da, așa, mereu îți dă chiflă și unt. Da, mă rog. Bună dimineața, stimați băieți! Eu am mâncat cea mai bună mâncare când am fost în armată, la parașutiști, într-un AN2, m-au aruncat aia din avion. Mamă, ce am mâncat până jos, a fost cea mai bună mâncare care am mâncat-o în viața mea. Da, și eu am mâncat niște bătaie când eram cea mai... Bună dimineața, băieți! Nu sunt eu foarte gurmand, așa că nu mi-aduc aminte un meniu mai special, dar de pe linie de aeriene, dar mi-aduc aminte un sufleu de ciocolată de pe Turkish Airlines, pe care l-am mâncat, cred că, un sfert, din cauza că n-am avut timp. Am zburat de la Constanța la Istanbul, zborul durează cam 55 de minute, procedura de decolare și aia de aterizare, cred că sunt în total 40 un pic de minute, că trebuie să stai și cu tăblia de la scaunul din față ridicată, așa că în decurs de undeva la 10 minute a trebuit să mâncăm tot ce ne-au dat. Eram vremurile bune ale Turkish Airlines și mi-aduc aminte că sufleul era extraordinar, dar n-am apucat să-l mănânc, l-am luat acasă. Bun. Desertul acasă. Trebuie să fii tare bun. Dacă l-a luat acasă și nu e nici gurmand, adică atenție. Dacă tu le-ai mâncat toate prăjiturile, sigur era ceva bun. Nu prea amintesc eu să primim odată o mâncare foarte, foarte bună prin avion. Mi se pare că odată un măr, mi se pare că am acceptat. Dar, în schimb, e fain să te duci cu portocale de acasă. Așa. Și să desfaci o portocală, să miroase prin avion și după aia te fuții printre scaune pe acolo să vezi ce zic pasagerii. E un fel de gru. Minioni. Bună dimineața tuturor, Tibi de la Stuttgart vă salută. Salut, Tibi. Am avut ocazia și șansa celor 3 clase să le zbor și să consum din ele. Dar n-aș dori nimănui să consume meniul Jai de la Emirat. E ceva groaznic. Nu mi-aș mai dori. A fost o eroare de sistem și totul s-a rezolvat pe moment. Acolo am primit un meniu foarte bun, dar meniul Jai nu doresc la nimeni să-l consume. Nu știu ce meniu asta. Vă doresc o zi bună. La revedere. Nici eu nu știu ce meniul Jai. Trebuie să fie ceva de ăsta pentru, ori pentru vegani, ori pentru fără carne, ori cine știe. În fine, uite mesaje, au venit și mesaje scrise foarte mișto. Eu am prins Eugenia din Italia către România la 4 euro cu Ryanair. Păi da, mă, dar nu era meniu, ți-ai ales ceva de acolo din... Ne scrie cineva, un alt ascultător a scris, la Tarom nici sifon nu mai dau și e foarte scump biletul. La Turkish Airlines e bine de tot, au paste reci. La Tarom ascund în buzunare biscuiți. Și spune, eu am prins când se fuma în avion, adică pe vremuri, așa, mici la grătar, pe Tarom, prin anii 90-95. Nu cred asta. Un zbor București-Londra. Nu cred că s-au servit mici. Nu cred. Eu nu cred că... Adică am prins-o pe aia cu fumatul în avion. Da. Dar mici în avion, nu mă rog. Ei nu făcut grătar în avion. Am înțeles, dar reîncălzit și pus. Da. Tare, zice, la KLM aveau în anii 90 tacâmuri de argint. Am avut un coleg care avea 2 seturi complete de tacâmuri acasă, ne scrie Tony. Alexandra din București a experimentat un zbor cu Qatar Airlines către Tokyo și spune că a avut 3 mese servite în 11 ore de zbor cu mâncare delicioasă. Mi-a rămas în minte o vită cu orez, excepțională. Gabriel din București scrie că cea mai bună gustare servită în avion a fost fasole bătută, delicioasă. Bun. N-aș fi văzut venind fasole bătută. O fi fost ceva de la British. Apropo de British, am zburat odată... Englezii au fasole bătută? N-au avut cea mai bună mâncare. A fost, nici nu mai știu ce, n-am reținut ce. Ce mi-a plăcut însă a fost spectacolul stewardesselor din avionul respectiv. Stewardeze toate aflate în pragul pensionării, cred, care s-au retras la un moment dat în cămăruța aia unde ai găsit tu prăjituri și au început să cânte. Toate cântau ceva Beatles. Okay. A fost absolut... Foarte mișto, da. Delicios spectacolul respectiv. Mulțumim pentru mesaje! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.